Un incident grav a avut loc în această după-amiază în comuna Mehedințeană, Butoiești. Un biciclist a fost acroșat de tren în timp ce încerca să traverseze calea ferată. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Astăzi, 5 octombrie, la ora 2, poliția orașului Strehaia a fost sesizată cu privire la faptul că, în gara din Butoiești, o persoană ar fi fost acroșată de un tren. La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul poliției oraș Strehaia și postului de poliție transporturi feroviare Strehaia, care au constatat că aspectele sesizate se confirmă. În urma accidentului a rezultat vătămarea corporală a unui bărbat de 68 de ani, care a fost transportat cu un elicopter smurd la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de Specialitate. În urma impactului, victima s-a ales cu leziuni grave la unul dintre picioare, se pare că piciorul ar fi fost tăiat. Pentru a fi salvat, s-a solicitat intervenția unui elicopter smurt care l-a preluat pe bărbat pentru a fi transportat la un centru medical. Victima era conștientă în momentul preluării de către echipajul elicopterului. În urma anchetei se va stabili modul de producere al accidentului, dar și cine va fi vinovat. În acest caz, a fost deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.